Timișoara a scos artileria grea în gala Romanian Fight Challenge. În deschiderea acestui eveniment s-a luptat sportivul nostru Flavius Boiciuc, care l-a învins pe adversarul său, Andrei Andrișoae. A luptat în deschidere și a obținut o victorie. Sunt foarte fericit. A fost un meci destul de greu. Nu m-am așteptat să fie așa de greu. M-a cam luat prin surprindere, dar e bine că m-am pregătit, am muncit foarte mult și s-a văzut rezultatul. Un alt luptător care a participat la această gală a fost Bunea Izidor, care a suferit o înfrângere prin knockout în fața lui Boris Kostov. Am fost mai inspirat în seara asta, asta e ghinion pentru mine. După munca pe care am prestat-o aici la Timișoara, m-am antrenat foarte mult, mi-am dorit foarte mult victoria, dar din păcate fost mai inspirat și asta este. Adrian Mitu l-a umilit în ring pe adversarul său, croatul Ivan Posevac. Ai câștigat, ai și trofeul în mână, cum te simți după meci? Mă simt, e un sentiment care cred că puțin îl cunosc. Cel puțin nu cred că orice om poate să simtă așa cum simt eu cel puțin acum. Mă simt foarte bine. Ai resimțit dureri după accidentarea de data trecută? Nu am avut probleme. Doamne ajută, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu am avut nicio problemă. Răzvan Ghiță, de la Academia lui Ciprian Sora, din București, s-a luptat și el în această gală. A venit la Timișoara și a luat și un trofeu. Da, așa s-a întâmplat. Mă bucur, publicul a fost cald. Totdeauna mi-a plăcut zona asta pentru că oamenii sunt altfel față de zona în care locuiesc. Ce părere ai despre elevul tău? Cum s-a luptat? Ești mulțumit? A fost un meci bun, a fost un meci tactic. M-a bucurat foarte mult că a câștigat, merita această victorie și până la ora actuală cred că a fost și mai clar meci în această seară. Spectacol, atmosferă incendiară, pumni, picioare, knockout-uri, așa a arătat cea mai spectaculoasă gală care a avut vreodată loc în orașul nostru. Luptătorii noștri au dat tot ce au avut mai bun și au arătat că Timișoara deține adevărat zgrei ai kickboxului.